căzusem și eu.
sufletește. După aceea am primit și un mesaj pe grup și am primit și un răspuns de la cineva că îmi mulțumește pentru că i-am redat speranța. Fraților, avem anetenie. Decât cum ați trimis cineva, a trimis cuvântul Părintele Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur, către Olimpiadă. Decât de păcat. De asta se poate. Dacă în țara asta sunt 4 milioane de oameni care au votat, pentru acești 4 milioane de oameni care au votat, votul acesta de se va socoti dreptate în fața lui Dumnezeu și este în același timp o chemare pentru fiecare dintre ei să se sfințească. Dumnezeu nu vrea să mai fie împărticit. A, mergem la o cateheză, a, ce drăguț a vorbit părinte, de foarte frumos. A, mergem într-un pelerinaj și bine. Nu. De astăzi, catehezele nu mai sunt generale, ci foarte aplicate. De astăzi, viețuirea noastră trebuie să fie o viețuire cu foarte multă activie. Fiecare gest pe care îl facem în lume trebuie să fie un gest al adevărului și al iubirii. Deodată. Nu se va. Adică să împărtășim adevărul cu iubire. Nu l-am văzut pe părintele vorbind astăzi, ci împărtășim adevărul cu iubire. Ne-am întors în 1945. Păi avem și pe Pauca, și pe Groza, și pe cine vreți dumneavoastră, în fruntea țării. Nu pun la îndoială faptul că sunt toți conducătorii țării din urmați. Fiecare va plăti după dinovăția lui pe care o știe Dumnezeu. Fiecare îi se va lua tot ceea ce a negociat pentru el și îi se va lua și ceea ce crede că are. Niciunul dintre ei nu va rămâne în picioare. Dar asta este problema lor. Problema noastră este păcat. Problema noastră este măsura în care vom fi capabili de acum înainte să viețuim în sfințenie personală și în comuniune. Și să învățăm să lucrăm împreună. Și să împlinim dreptatea lui Hristos. Iar o spun cu iubire în adevăr. Și probabil că de astăzi înainte Părintele ne ascultă, dar nu ne-a ascultat tot. Și nu ne-a ascultat nici Dumnezeu. Așa că toată rugăciunea care s-a făcut și în Sfântul Munte și în toate bisericile ortodoxe a fost primită de Dumnezeu, dar răspunsul Lui n-a fost acela pe care îl vrea noi, ci cel pe care El l-a suportit mai de folos. Acel al unui drum mai aspru, mai anevoios, un drum al mărturisirii care să ne modeleze inimile după asemănarea chipului. Adică să facă virtuții despre care vorbea Părintele vii în fiecare dintre noi. Bineînțeles că acest drum nu poate începe altfel decât cu rugăciune și post. Adică de astăzi înainte, o spun așa, cu toată sinceritatea, nu voi vedea dezlegare de post. Nici măcar pot trebui. De astăzi, înainte, cum spunea Sfântul Părintele meu, o să fie și o să siguranță. Dacă tot ai îmbătrânit, ce-ți mai trebuie să mănânci acum? Ăsta a fost răspunsul când l-ați întrebat. Era aici în biserică. Să dezlegăm postul la bătrân și să zic, dacă tot ai îmbătrânit, ce-ți mai trebuie să mănânci? Și vă spun exemplu bunicii mele din partea mamei. Bunica din partea mamei, Maria, care m-a crescut, de fapt. Cel mai mult, mama fiind medic și așa, umblat la tot felul de congrese.
finească studiile, crescându-mă singură. Mama mamei mele mânca seara ceai cu tovarăși. De câte ori stăteam la masă, mă certam eu, copil fiind, că mănâncă mult prea puțin. Dar vă spun sincer, mânca într-o săptămână cât mânca în două zile. Atât nu rămasă. Nu am văzut-o să-i lipsească rugăciunea de dimineață, de seară și cel puțin un acatist la prânz. Sau să se lipsească chiar vreodată de la biserică. Deci acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Fără post aspru, nu prea. După aceea, vom avea de-a face cu problema lașilor. Adică cu problema celor care au căzut. Să vă fie foarte clar, nu știu încă poziția oficială a Bisericii și nu îmi permit să sugerez vreo poziție oficială. Dar în sufletele multor preoți, cel care nu a fost la revedere se socotește apostat. Adică căzut din credință. Așa cum erau pe vremuri când erau chemați să închine idolilor și se duceau și închinau. Și cădeau din credință în idolatrie. Deci aceia care nu au fost la revedere nu sunt apostați. Adică nu au mărturisit pe Hristos. Apostații, ca să reintre în biserică, trebuie, ei nu mai sunt în biserică. Chiar dacă au fost bătută. Apostații, pentru a reintra în biserică, trebuie să facă un anumit ritual de pocăință. Prin urmare, firesc ar fi, știu mă ce, firesc ar fi să nu ni se mai facă nicio slujbă. Să nu mai beneficieze de slujbe în biserică. Și s-ar putea, deci, v-am spus, nu știu care, poate cu poziția oficială, poate cu mai împăduitoare. Dar s-ar putea să se refuze botezul unii în mormântări. Fiindcă oamenii se vor lămuri foarte curând ce au făcut. I-am spus cu Ivan seara aceasta și să țineți cont de asta. România va fi în frunte. Vor să dea de lucru. Vor să facă de România un exemplu de aplicare a legislației europene. Pentru că la noi nu există societate civilă reală care să reacționeze. Cred ei. Așa că vor impune toate legile pe care le doresc. Cu cea mai mare fermitate posibilă și cu cea mai mare rapiditate posibilă. Când oamenii vor vedea aceasta, își vor da toate seama și vor veni să întrebe. Pentru cei care se vor pocăi, lucrurile sunt simple. Dar nu știu dacă vor mai avea de ce să gândiți-vă la această absolută idioțenie să dai în judecată pe Patriarhul Bisericii, pentru că au vorbit despre Sfântul Ilie, acuzându-l că Sfântul Ilie au omorât niște proroci. Că de aceea este și învățitat cu puțin. Pe atâta Sfântul Ilie, dar cine nu știe episodul, e destul de jenant să trebuiască să repet, dar repet. În timpul său, regele și regina lui Israel au închinat țara lui Baal. Zeului Baal. Baal care este un demon. Iar modul de cinstire la acestui zeu seamănă foarte mult cu ceea ce se petrece în cluburile de noapte. Adică toate plăcerile la un loc. Și de aceea s-a închis cerul. De aceea s-a închis cerul. De aceea n-a mai plouat și a fost acea foamete. Iar când a vrut să deschidă cerul, Ilie a cerut să se facă cele două jertfe,
În a lui a turnat și de trei ori apă ca să umple și să fie imposibilă aprinderea într-o orice formă tradițională posibilă. Și a spus, acum fiecare strigă pe Dumnezeul lui și ce fernic se aprinde, acela este Dumnezeu adevărat. Au strigat aceia și le zicea ei, strigați mai tare, că poate doarme sau poate pleca pe undeva, nu au de. Iar când a strigat el, cu toată apa aia de acolo s-a aprins jertfernicul. Și atunci, vă dați seama, când a înțeles poporul ce minciună a trăit, păi n-a mai fost nevoie să zică Ilie ceva. M-a omorât poporul, i-a omorât pe mincinoși. Și toți cei care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu au suferit moarte groază. Nu dorim nimănui să simtă pedeapsa lui Dumnezeu pe spatele său. Dorim fiecăruia să cunoască iubirea lui Dumnezeu. Dorim fiecăruia să simtă ce înseamnă mângâierea lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Dar până când va hotărâ Dumnezeu cu fiecare ceea ce se va face, vă spun o dată, trebuie să ne sfințim. Dacă am îndrăznit aceasta împotriva Patriarhului Daniel, care un lucru care deschide orice logică, orice logică, așa cum deschide orice logică mesajul celor 47 de euro, Dumnezeu știe ce, în spate. Așa cum deschide orice logică fiecare dintre mesajele care au fost transmis împotriva referendumului. Gândiți-vă că acum, când au pus piciorul pe drumazul nostru, chiar nici nu au nevoie să fie logici. Așa că vor veni lucruri foarte, foarte complicate. Minciuna s-a împământenit aici, s-a încoțopenit în frunte. Minciuna împreună cu ura și împreună cu așa zisa iubire, care nu are nicio legătură cu iubire. Adică cu plăcerea trupească. Și cu iubirea de argint și de putere. Acestea conduc țara noastră. Sunt zei păgâni. Sunt de. Prin urmare, când te conduce diavolul, nu ai admirat de nimic. Pentru că el nu știe să facă altceva decât să distrugă, fără sens. Dar noi îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dacă Dumnezeu a îngăduit să fim aici, nu ne va lăsa. Deci, încă o dată, vă îndemn să fiți cu răbdare față de toate acuzele care vi se vor aduce pe la locurile de muncă și pe unde sunteți. Am avut un caz astăzi, o fată care a susținut referendumul, s-a dus la serviciu și de la serviciu a venit din celălalt capăt al clădirii cineva să îi spună tu cu copiii tăi, că uite că au luat după bunica mea de 85 de ani și au pus-o ce ne merge, ați încercat să furați referendumul, dar uite că noi am câștigat cu democrația. Vor vedea că democrația asta este totalitarism, ca în 45. Mai rău că trebuie să crezi. Adică nici măcar nu am nevoie să plătească bani ca să știe ce faceți. De aceea, poate ar fi timpul. Din două conturi într-o familie să rămâneți cu unul ca să fiți măcar informați despre ce se întâmplă în afară. Dar ar fi timpul să mai curățați din această intruziune în viața personală pe care o produce acest program. De aceea, să știți că eu o să cam renunț la WhatsApp decât pentru mă sunt lucruri simple de tot. Lucruri foarte, foarte puțin importante. Dacă vreți să comunicați cu mine, mă găsiți aici. Deci ar fi timpul să știți că preotul se găsește în biserică, nu pe WhatsApp.
Deci, avem, deci, mai departe, vă mulțumesc, să mă iertați că am încheiat acest lucru, pentru că este vorba despre tot despre proiectul de gardă. Și, care ne pune